Spadasio, mult stângaci în 11-le Rapidului. Și bună centrarea, Casio, gol! Gol al Rapidului, ce înseamnă să ai jucători cu centrări bune, jucători buni de bandă, am zis, de acolo vine de multe ori pericolul. Și cum cine a gol marcat de Casio în acest campionat, toate pe acest stadion, iată ce plecare la colțuri, scurt, plecare de vârf adevărat, pe care ne o demonstrează Casio la această fază de remarcat, însă și centrarea foarte bună a lui Bojovici. 1-0 pentru Rapid în minutul 34 și meciul... Tare repede fazele fixe, Marincău respinge în lateral, dar Rui Duarte a urmărit foarte bine centrarea lui Rui Duarte, excelentă, Casio, gol! Fază braziliană creată în Giulești, Rui Duarte și Casio combină senzațional la această fază. O centrare incredibilă a lui Rui Duarte, care a fost tot timpul cu capul sus, a urmărit să vadă ce se întâmplă în careul de 16 metri, a simțit că apărarea adversă este dezechilibrată, a trimis o centrare de manual și Casio Asio atunci când acesta acordă interviuri. Priviți această centrare absolut perfectă, bună și reluarea lui Casio din voleu printre picioarele lui Stoicescu. Rapid reușește să deschidă scorul. Și ar fi momentul ca Victoria Brănești să... Sesinia primind de la Ezechiaș, un 2 între cei doi fotbaliști, Ezechiaș pentru Frunză, centrarea lui Frunză și gol! Casio, ce execuție! O execuție acrobatică, în sfârșit a luat fața fundașului la Cona acum. A doua dublă reușită de Casio în Liga 1, o fază... Din nou excelent creat în banda stângă. Spuneam că odată cu ieșirea lui Rui Duarte, această parte stângă ar putea fi cheia meciului pentru echipa lui Marius și Mudică. Sesinia un 1-2 cu Ezechiaș, driblingul lui Ezechiaș continuat. Cosin Lazar, excelentă pasă. Herea, Herea, pericol. Herea, gol! Casio, dublă. O acțiune excelentă, o pasă măiastră. De la Herea, iată reluarea acestei faze cu plecarea lui Herea de la limita offside-ului, fără niciun fel de problemă a ajuns, a pasat în fața porții pentru Casio, care a făcut ca scorul să arate acum 2-0. Aș îndrăzni să spun că acest Casio e cam Sony, a început să dea câte două goluri pe meci și să ne arate că nu degeaba au fost achitați. Absența lui Herea, mingea revine la Spadasio, centrare pentru Casio, gol Rapid! Gol Casio Vargas! Prima reușită în tricoul Rapidului și Șumudic are motive să se felicite. Dacă nu o dădea nici din această poziție, atunci Casio probabil nu mai înscria niciodată pentru Rapid. 1-0 pentru Giuleșteni, moment în care fanii îi strigă numele lui Casio. Vă puteți imagina ce este în sufletul lui Lucian Răduță, cel pe care brazilianul l-a înlocuit în prima repriză. Acum Costin Lazar, este o fază bună pentru rapidiști, apare și Spadasio, este golul lui Casio, dublă pentru Casio Vargas, ce meci reușește brazilianul. Au ieșit ciudat fundașii CFR-ului la această fază, a greșit Alcantara. Practic, dacă ar fi rămas pe poziție, Alcantara ar fi degajat mingea fără nicio problemă. Însă s-a întâmplat ceea ce era de așteptat, numai că s-a întâmplat târziu. Cu doi oameni în plus, Rapidul de evoluția lui Casio, care a început rezervă această partidă, a intrat în minutul 35 în locul unui de puncte cu Rapid, joacă acasă cu Vaslui, va fi o etapă foarte interesantă și meciul de la Timișoara va fi în direct la DigiSport. Vedem ce s-a întâmplat foarte important în această partidă, altfel au fost multe acțiuni, golul lui Casio din minutul 8.